Bună ziua! În prezența Ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu se semnează astăzi contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii vestice AA8 Târgu Mureș-Miercurea Nirajului în lungime de 24,4 km. Valoarea contractului finanțat prin PNRR este de 2,46 de miliarde de lei fără TVA. Din partea CNAIR semnează directorul general Cristian Pistol, iar din partea companiei turce Nurolinstat semnează vicepreședintele Consiliului de Administrație Mehmet Çarmıklı. Vă rog. Mult mulțumesc! Înainte de a răspunde întrebărilor dumneavoastră, aș vrea să fac o scurtă precizare, anume faptul că e important acest contract, așa și la nivel simbolic, dacă vreți să și acceptați această formulare, pentru că este ultimul contract pe PNR, finanțat prin PNRR al CNAIR-ului. Deci, cu această ocazie, noi am închis toate contractele și le avem semnate. Deci, suntem în faza de execuție la toate contractele finanțate prin PNRR. Sigur, e o chestiune care într-un fel, având cea mai mare sumă, Ministerul Transporturilor, având cea mai mare alocare bugetară din PNRR, e o treabă care merită a fi spusă. Eu îi felicit pe cei de la CNAIR. Așa cum bine știți, cei de la CFR au terminat de anul trecut și au semnat de anul trecut toate contractele, deci acolo s-a închis mai de mult, dar și aici soluția pe această porțiune a fost dată din noiembrie, dacă nu mă înșel, deci acum doar am parcurs pașii administrativi, odată cu sentințele CNSC, a Curții de Apel, dacă nu mă înșel, nu? Foarte bine, le-am închis, suntem în această situație astăzi. O situație care de acum oferă așa front de lucru să se închidă toate aceste proiecte finanțate din PNRR și sunt 18 pe rutier. 18 proiecte prin PNRR sunt cele două secțiuni, așa cum știți, de pe Transilvania. Sunt cele 13 de pe A7, e acel celebru tronson pentru urși fără urși de la marginea la Holdea de pe A1 și scapetele acestea de pe A8. Deci sunt, așa cum am spus, 18 contracte. Azi se semnează ultimul. Valoarea adunată a celor 18 este de 27,7 miliarde de lei fără TVA. Deci asta este suma prin PNRR, suma pentru cele 18 proiecte și totalul de kilometri undeva la 412 kilometri de autostradă. Am ținut să fac aceste precizări, fiindcă
marcăm acest final de etapă, de etapă, fiindcă partea importantă e de acum încolo vine, dar e importantă și această etapă, și anume închiderea tuturor contractelor finanțabile prin PNRR. Mai vreau să fac un anunț, de asemenea important. Astăzi lansăm în licitație Arad-Oradea. Este drumul expres Arad-Oradea, 120 de kilometri, 3 loturi. Mulțumesc colegilor din Gnair, la lui Horea, fiindcă a reușit să termine așa toată documentația. Și n-a fost simplu, pentru că a fost preluată, așa cum știți, de la Consiliul Județean, că ei au ținut, să zicem, prima parte. E pe fidic roșu, dacă nu mă înșel. Deci e direct execuție. Suntem cu 3 loturi pe 120 de kilometri. Țin foarte mult, și știți acest lucru, și nu e prima oară când vă spun, că această axă nord-sud, care pleacă de la Gdansk la Marea Baltică și se termină la Salonic, să nu ocolească România. Iar cel mai drept drum și cel mai scurt este Gdansk, Varșovia, Cracovia, Kosice în Slovacia, Debrecen, Oradea, Arad, Timișoara, Moravița, Pancevo, Belgrad, Salonic. E foarte important și suntem așa contra cronometru din acest punct de vedere. Azi noi facem un pas important și sper că în această primăvară, undeva în mai, iunie, când se termină și cei pași obligatorii cu autorizația de mediu sau să lansăm și Timișoara-Moravița. Și atunci am închis tot ceea ce ține de partea noastră, partea română. Un pas important. Mă aștept să vină constructori importanți care să termine și acest drum expres într-un timp rezonabil. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări. Bună ziua, domnule ministru, domnule director, reprezentanților constructorului. Dacă permiteți, domnule ministru, prima întrebare să fie adresată constructorilor. Traduceți, faceți dumneavoastră, ca de obicei, oficiile de traducere în engleză? Dacă nu înțeleg, dar eu știu că se vorbește românește. Vorbesc puțin, dar prefer să vorbesc în engleză, să nu să greșesc. Bun. Alex Lancuzov, Radio România Actualități. Este o premieră pentru compania dumneavoastră că veți lucra în paralel, practic în același timp, pe două loturi de autostradă foarte importante, esențiale pentru infrastructura României. Atât autostrada Moldovei A7, da? La 1 martie intră în execuție lotul 3 și în această toamnă, practic după cele 6 luni pentru alocate proiectului tehnic, să începeți șantierul și pe primul lot al autostrăzii Unirii. Din punct de vedere logistic, al echipamentelor, al forței de muncă, cum veți lucra pe 40 de kilometri de autostradă în același timp, având în vedere că ați lucrat pe autostrada Transilvaniei pe 14 kilometri, cam în termenul de execuție? Thank you very much. You are right. We will have two projects will be ongoing at the same time, A7 and A8. But we already completed one project in the country, in Romania, which is under traffic since 21st of September 2023. So we are very well experienced for the country. But as the company of around 60 years old, we have tens of projects ongoing at the same time in different geographies of the world, from North Africa to Arabic Peninsula to Eastern Europe, other than Romania and so on. So we are very well experienced for working abroad at the same time with different projects. The main success, in my opinion, for this is we are trying to get as soon as possible local in the country that we are working. For instance, in Romania, we are trying to get as much local as possible with the great potential of Romanian technical people, the engineers, Romanian specialized subcontractors and so on, and we will keep doing this. We will increase the amount of local people and local resources for these two projects at the same time. Like me, eu sunt local cred.
And of course, we have some exceptional machinery and equipment in our machinery park, in our inventory, so we will bring almost majority of them to the country. And not only two projects going at the same time, we hope to have 3, 4, 5 projects going at the same time in the future, hopefully. Overall, in total, how many workers, Turkish and Romanian, will you have? For sure, the Romanians will be more than 60%. But we are targeting to have it to 70, 80, 85% in order to be much more local here. Okay, thank you. Domnule ministru, de la Miercurea Nirajului mergem mai departe cu secțiunea de munte până la Sărățeni, da? Încă 159 de kilometri. Când estimați că veți aproba indicatorii tehnico-economici în guvern? Primul rând, vreau să vă spun că ceea ce s-a tot așa indus, cum că noi nu vrem să dăm drumul la sectoarele de mijloc din A8 și la toate celelalte, e un lucru fals. Dovadă e că probabil în vreo lună, două maxim, vom scoate alte două loturi de la Miercurea Nirajului la Sărățeni pe partea vestică și de la de la Pipirig la Leghin pe partea estică. Și astea sunt încă două loturi care ne apropie, pentru celelalte nu sunt gata încă studiile geo din ce am înțeles, dar cum se termină, cum scoatem la licitație. Să știți că partea asta de munte e o parte pe care nu evităm să o atacăm, să o abordăm și nici nu avem niciun motiv. Există foarte mare interes, nu doar la nivel național, ci și la nivel european, de a face această legătură directă cu Republica Moldova, dinspre vestul Europei, cu Moldova, în primul rând, a noastră și cu cea de peste Prut. Și acesta este proiectul care în acest moment este cel mai înaintat. Deci nu avem aici, cum să spun, motive de a gripa motorul. Mă, revenind la ce ați întrebat mai devreme, da, mă aștept ca de la 1 martie să se intre pe lotul 3 de autostradă de la Ploiești la Buzău. Eu am fost săptămâna aceasta acolo, împreună cu domnul Pistol. Am fost pe primele două loturi, pe cele care sunt gestionate de Asocierea Bulgaro-Română, Traceconi, și pe celălalt, pe primul, Pizzarotti cu Retter, sunt undeva peste 40% în acest moment. Rămâne termenul de octombrie să fie dat în circulație acele două loturi, dar am fost și pe cele patru de la Buzău la Focșani. Acolo e posibil, și am spus acest lucru, e posibil ca primul lot, cel din jurul Focșaniului, să fie dat undeva în circulație, undeva în iulie, ceea ce ar folosi foarte mult pentru toată circulația din Focșani și din jurul Focșanelui. Acolo sunt destul de înaintați, se toarnă deja asfalt, lucrurile sunt destul de înaintate pe acel tronson. Eu sper ca toate cele patru, de la Buzău la Focșani, plus lotul din jurul Adjudului, deci ar fi încă 5, să poată fi date în circulație în această toamnă, deși termenul e doar pentru două dintre ele, așa cum știți, primul și ultimul de pe Buzău Focșani. Restul ar avea termen în 2025. Dar mai vreau să fac o precizare. Eu împreună cu domnul Pistol am avut o discuție cu constructorul și am hotărât următorul lucru. La fiecare porțiune de autostradă care e terminată, de la o descărcare la alta, să poată fi dată în circulație, să nu mai așteptăm să se termine tot lotul, să facem toate acele recepții pe care dumneavoastră le știți, dacă s-a terminat într-o son de la o descărcare la alta, să dăm în circulație și pe aceea partea cealaltă, cea care ține de recepții și de toate lucrurile, absolut
normale și obligatorii să fie făcute. Dar să nu ne încurcăm în chestiunea asta, fiindcă orice kilometru care e folosit de autostradă duce la reducerea disconfortului în trafic. Domnule ministru, avem, vom avea peste cel mult 3 ani autostradă completă de la Târgu Mureș până la Nădlac 2. Asta înseamnă legătura cu Autostrada Unirii. O așteptăm să se facă via Autostrada Transilvania. Ne mai lipsesc 70 de kilometri, contracte pe 3 loturi, practic. Știm situația cu poarta Sălajului, Zalău în evaluare, viaductele de la Meseș. Ce faceți cu lotul de 29 de kilometri dintre Biharia și Chiribiș? Pentru că e o situație juridică cel puțin complicată. Primul rând, știu asta cu Târgu Mureș, Timișoara, vorbeam de dimineață cu doamna președinte, doamna deputat Gliga, și îmi spunea că ajungem acum, n-am apucat să merg, deși am dat în circulație la sfârșitul anului trecut acea porțiune de la Câmpia Turzii la Chețani, dar mi-aduc aminte, așa în tinerețele mele revoluționare, că la Timișoara la Târgu Mureș făceam aproape o zi. Acum sub 3 ore. Cu toată acea bucată lipsă de la marginea la Holdea. Deci asta nu înseamnă că aia nu trebuie să fie terminată. Asta nu înseamnă că ceea ce mă întrebați dumneavoastră pe A3, și anume Chiribiș-Biharia, nu trebuie să se deblocheze. Dom'le, suntem într-o situație de Kafka. Că noi am cerut documentele celui care a câștigat și el contestă faptul că am cerut documentele. În situația asta suntem. Avem un câștigător? Îl știți? S-au cerut documentele de către cei de la CNAIR să vină la semnat și contestă această chestiune. Și asta le-ați dat un termen totuși? Păi nu știu, ei au câștigat prin instanță, că altfel, vă spun sincer, că aș fi anulat, dar mi-au spus colegii că nu prea se poate juridic, au câștigat în instanță acest la Curtea de Apel. Bun. Fac aceste lucruri, că știți că asta e o istorie în spate la acest lot Chiribiș-Biharia, da? Ei fac aceste lucruri fiindcă spun că în momentul în care ar semna acest contract, ar pierde anumite acțiuni sau anumite procese pe care le au deja deschise cu noi în trecut. Am înțeles. Eu vreau să fac autostrada, pe mine mă interesează ce o semnat Orban pe repede înainte cu Bode aici. Da? În timpul înainte de campanie. Nu mă interesează. Mine mă interesează să fac această autostradă de la Chiribiș la Biharia. Am și pe ei interesează. Da, avem finanțare, avem tot. Am semnat pe repede înainte de campania electorală din 2020. Știți toată istoria. Nu eu i-am forțat, nu Pistol i-a forțat, că nu era director. Nu i-a forțat nimeni să semneze acel contract. Dacă au ceva și le-a promis cineva ceva, să se ducă la statul român și să spună. Da? Dar nu să blocheze un proiect de tipul ăsta. Dacă au ceva de spus, să se ducă. Există instituții abilitate ale statului. Dacă i-a forțat cineva. Dacă nu i-a forțat, păi hai să facem această autostradă. Nu se poate așa ceva. Și de cel puțin de când sunt aici, de 2 ani și ceva, e așa, șoarecele și pisica. Eu îi înțeleg. Eu când am venit aici, chiar am avut o discuție cu conducerea CNAIR-ului și cu ceilalți colegi. Dom'le, de ce nu se semnează? Și înțeleg de ce au refuzat să semneze în forma propusă de către această companie. Absolut corect. Poți să-și ceară 10 miniștri să faci lucrurile. Nu faci. Și sunt de acord cu ei. Da. Să se ducă, domnule, că m-a forțat Orban. Că a vrut să câștige alegerile. Adică să dea un denunț. Da? Nu știu, domnule, dar eu devine, știu eu ce am... De ce blochez în acest moment un proiect
extrem de important. Adică tu contești faptul că această companie, CNAIR-ul a cerut documentele să vină la semnare. Păi nu suntem... Domnul director Pistol. Scuzați-mă că da. Domnul director Pistol, spunea domnul ministru puțin mai devreme despre A9, Timișoara-Moravița, dacă nu mă înșel astăzi în CT, ar trebui să intre Pașcan-Suceava, autostradă drum expres, primul lot până la Siret. Dacă ne puteți da câteva detalii, lotizare, estimare costuri și când urmează să aprobați. Haideți să-l vedem întâi avizat și după aceea vă vom comunica toate datele referitoare la această secțiune, acest lot de la Pașcani, de la Pașcani la Suceava. În ceea ce privește Moravița, avem o viziune, putem să mergem cu el ca și finanțare, să mergem pe zona de trecerea frontierei, pe punctul de trecerea frontierei, pe finanțare din, asigurată din CEF, pe partea cealaltă din programul de transport. Niciun proiect, cum ați observat, nu stagnează, că e vorba de zona mediană, zona montană a lui A8, că vorbim de Aradu-Oradea, că vorbim de Pașcani-Suceava și ulterior Siret, sau de Târgu Neamț-Iași-Ungheni, un proiect iarăși unde pot să vă spun că am primit ieri primul draft al studiului de fezabilitate. Evident că din experiența pe care o avem, sigur vor mai fi revizii ale acestuia, dar e un prim pas. E un pas important pentru că totuși s-a închegat un material. Așteptăm și acordurile de mediu să vină cât mai repede posibil, astfel încât să lansăm la licitație toate proiectele pe care le-am propus. Evident și legătura cu podul de la Brăila, mă refer aici la Focșani-Brăila. Și ultima întrebare, domnule ministru, mulțumesc și colegilor pentru răbdare. La ultima conferință, prima pe anul acesta, o colegă v-a întrebat o listă de trei priorități. Foarte corect ați menționat portul Constanța. Circumstanțele au făcut ca fostul director să fie înlocuit cu directorul executiv. Știm că nu are experiență în zona navală, maritimă, că a venit de la București, de la primărie. Ministerul Transporturilor își dorește manageri profesioniști să facă un concurs pentru definitivare sau lasă mână liberă Consiliului de Administrație să decidă soarta portului. Practic, ce îl recomandă pe domnul Teodorescu să fie chiar și interimar, directorul celui mai important port de la Marea Neagră? Mulțumesc, domnule ministru. În primul rând, mă interesează să începem și acolo procesul pentru selectarea la început a unui CA pe 109. După cum bine știți și n-am ascuns acest lucru, eu nu prea sunt de acord cu forma actuală a legii. Este foarte restrictivă. Poți să mergi ca economist sau jurist, poți să fii membru în Consiliul de Administrație, oriunde. Adică dacă aduc un profesor de drept internațional, nu poate să fie membru în Consiliul de Administrație selectat prin 109 în portul Constanța. Nu poate. Ceea ce nu mi se pare normal. De asemenea, un super economist nu poate să fie. Trebuie să fie toți din domeniul naval. Mie nu mi se pare corect. Și tocmai de aceea am încercat în... Sau nu mi se pare că e o decizie realistă. Repet, ca economist sau ca jurist, eu cred că poți, cu experiență, eu nu spun că trebuie să fie fără experiență, eu cred că poți să fii membru în Consiliul de Administrație. Oriunde se poate, numai în portul Constanța nu se poate, că acolo s-au gândit unii să facă o chestie restrictivă, să pună doar din ăștia care... mă rog, au absolvit în domeniul naval ceva. Și am văzut ce au făcut. Că 30 de ani a fost haos. Și am văzut cum 30 de ani au fost companii, și vă rog să verificați, care nu și-au plătit apa, curentul, redevențele timp de 30 de ani. Și sunt zeci de procese în momentul ăsta deschise pentru a recupera aceste prejudicii. Vă rog să verificați ce vă spun. Că e adevărat și știți acest lucru. De aceea am încercat, cred că au fost vreo două tentative în a schimba legea cu privire la selecția
CEA-ului. Legat de fostul director, să știți că e și o problemă, a avut și o problemă personală. Dânsul, eu n-am ce să-i reproșez, din contră, a intrat în această bătălie, dacă pot să spun, cu aceste companii de care aminteam mai devreme și a deschis toate aceste procese, a recuperat mare parte din aceste sume datorate administrației porturilor. Deci un lucru pe care eu îl apreciez și îl voi aprecia, repet, e și o treabă. Nicio legătură. Nicio legătură. O să vă zic în privat despre ce e vor. Nicio legătură. E și o problemă personală. Deci absolut nicio legătură din acest punct de vedere. Știu că am spus eu în urmă cu vreo 2-3 săptămâni că dacă... Nu. Absolut nicio legătură. Mihai Tădorescu era directorul executiv. Are experiență pe, așa cum a zis, din zona de transport, că a fost la RATB și la metro, din ce știu eu. O să vedem. Când se va selecta acest Consiliu de Administrație, pe 109, dacă nu chiar mai repede, pentru că acum sunt mandate provizorii, o să vedem cum se achită de sarcini. Pe mine mă interesează, vă spun sincer, mă interesează foarte mult în perioada următoare ca toate acele proiecte finanțate prin bani europeni, și asta e o componentă care n-a mers bine în port, indiferent de ce s-a întâmplat în trecut, să meargă cu altă viteză. De exemplu, astăzi, în guvern, nu o să ajung la ședința de guvern, dar merge un coleg de-a meu, de exemplu, astăzi, în guvern, intră o hotărâre de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru dragaj de investiții în portul Constanța, care sunt bani europeni. Componenta aceasta în portul Constanța n-a funcționat cum trebuie în anii trecuți. Și știți, n-au fost în stare să acceseze banii europeni pe care puteau să-i acceseze. Această perioadă trebuie să se încheie și e una din prioritățile pe care trebuie să le aibă conducerea, indiferent care ea. Da, sărmâinile, bună dimineața, Ștefan Nedveș, B1 TV. Aș începe cu domnii din Turcia, de la Nurol. I-aș întreba... Știu că se încep lucrările pe 1 martie pe secțiunea Ploiești-Buzău. Dacă au început să facă angajări, dacă sunt utilaje, adică care e stadiul procesului de începere a acelui șantier? Thank you. Yes, we already started the mobilization for the SciTech organization area. And this week, by the end of this week, next week, most probably all the machinery and equipment will be there on site. Not all, in fact, the majority, but there will be a huge number of machinery and equipment coming to the site. We already started preparations for the engagement with the local subcontractors for the first activities before completing the organization of the site. And we are very much dedicated to get benefit from this year construction season, I mean, till the end of the year. We are even planning to start with the asphalt works this year in order to complete on the deadline, which is next year. Vă mulțumesc. You know, it's very important, this project, because it's nearby Buzău, and Buzău is an important city in Romania. Now, Târgu Mureș is also very important for us. Domnule ministru, dacă tot ați spus că Buzău poate fi un fel de capitală a României, așa... Așa e. Da. N-ați spus. Toate problemele, da, toate drumurile duc la Buzău în moment. Trebuie că duceau la Alexa. Da, așa este. Și la Cluj și așa mai departe. Voiam să vă întrebăm, există timp fizic ca România, Ministerul Transporturilor, să absoarbă și evident să finalizeze secțiunile de autostradă finanțate prin PNRR? Pentru că știm, suntem în... Mulțumesc mult de tot. 1 martie 2024, azi mâine. Știu, doar că hai să luăm pe rând. Pe A7 eu cred că nu avem probleme odată cu începerea și ultimului lot, care, și mai spun odată, pare extrem de rău. Sunt contratimp, nu? Știu, dar mie îmi pare extrem de rău că la sfârșitul acestui an ar fi trebuit să circulăm de la Ploiești la Buzău, dacă... să zicem, se întâmplă și cele două loturi de mijloc, 2 și 3, fără întrerupere. Dacă
dacă în vara anului 2022, soluția pe care noi am dat atunci, exact asta, această companie a fost dată câștigătoare din vara anului 2022. Această soluție n-ar fi fost întoarsă de vreo 3-4 ori de diverse decizii ale CNSC-ului, curților de apel și așa mai departe. Azi eram în situația la fel ca cei de pe lotul 1 și 2 să terminăm, să se termine în acest an, să fie dat în circulație și acest lot. Cine plătește pentru chestia asta? Domnii ăștia de la CNSC? Răspund ei cu ceva? Răspund că la sfârșitul acestui an puteam să circulăm pe toată această autostradă? Ca să ce? Ca după una, vreodată? Ca după una? Nu știu, eu știu că e o lege în momentul ăsta pe circuit parlamentar. O să vedem în ce formă va ieși din Parlament. Dar pot să vă spun că sunt foarte supărat din acest punct de vedere. Pierdut un an și jumătate. Astăzi semnăm un contract care putea să fie semnat la fel cum au fost celelalte două, cu Pizzarotti și cu asocierea bulgaro-română, în vara anului 2022, vară-toamnă. Și azi se putea pe rotul lor să fie și ei pe la 40-50%, iar la sfârșitul anului să fie terminat. Dar să revin la întrebarea dumneavoastră. Deci tot ce ține de A7, având în vedere că de la 1 martie se intre și pe acest ultim lot, n-am nici cea mai mică emoție. Nici cea mai mică emoție. Celălalt lot, cel cu urșii, în martie s-a terminat Rom Silvia cu defrișările și cu tot ce ține de partea respectivă. Din ce știu și din discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, același intră în martie la lucrări. Pe partea de A8, asta de astăzi, termenul este de 30 de luni începând de la ordine de astăzi. Asta înseamnă undeva în toamna lui 2026. N-am emoții. Se încadrează în tot ceea ce ține de termene. N-am nici cea mai mică emoție. Asta nu înseamnă că nu vor fi urmăriți foarte atent să nu depășim aceste termene. Și vor fi urmăriți. Și eu mă bucur că pe multe din aceste șantiere, semnalele pe care le avem, pe A7 în special, sunt că unele loturi vor fi terminate înainte, chiar de termenul contractual, care oricum este 2025 înainte de finalizarea PNRR-ului. Deci, suntem într-o zonă în care n-avem emoții. Asta nu înseamnă că nu trebuie monitorizat fiecare din aceste 18 proiecte foarte atent, că nu vreau să pierdem banii europeni și nu vreau să las moșteniri dacă plec de aici, așa cum am primit eu moștenire de la Unie. Da, vă mulțumesc pentru domnul director Pistol. Aș fi vrut să vă întreb pe secțiunea Boița-Cornetu, dacă ne puteți spune în ce zonă au început lucrările de defrișare și dacă se impun deocamdată restricții pe Valea Oltului, cel mai circulat drum din România. Nu începe cu weekendul ăsta. Da, așa cum ați spus, și secțiunea 2 și secțiunea 3 din Sibiu-Pitești, în momentul de față se lucrează la defrișare în vederea finalizării studiilor de teren, studiului geotehnic. Știți foarte bine, era foarte greu și este în continuare foarte greu accesibil terenul de acolo cu utilaje și cu tot ce e necesar în vederea efectuării acestor tipuri de studii. Va fi la un moment dat un disconfort mai mare pe DN7 în momentul în care se vor evacua toți arborii care vor fi tăiați, dar lucrăm împreună cu antreprenorii de acolo la un plan astfel încât impactul pentru trafic să fie cât mai mic. Iar pe lotul 5, pe secțiunea 5, se lucrează foarte bine, chiar împreună cu domnul ministru, cred că săptămâna viitoare vom face poate și o vizită pe aceste lucruri. Revin la domnul ministru Grindeanu cu două întrebări, una legată de port. Ieri am fost în port, am filmat. Aș fi vrut să vă întrebăm când a fost ultima dată corpul de control în port și a verificat. Chiar recent. Sunt anumite contracte. Există anumite concluzii ale
Nu fac decât să întărească ceea ce au spus și alte controle de până acum. Lucrurile pe care le-am spus eu, poate într-un mod mai plastic, acum câteva minute, dar acelea trebuie în continuare urmărite și îndreptate. Acele contracte care, așa, să spunem, au rămas doar semnate. Nu e posibil să faci afaceri 10 de ani în port și să nu-ți plătești nici măcar curentul. Tu ești mare om de afaceri. Nu e posibil să faci 10 de ani probleme penale acest lucru? Eu nu-i treaba mea să spun lucrul ăsta. Asta, concluziile raportului, de asemenea, administrația porturilor trebuie să spună dacă acele prejudicii nu se recuperează. Și s-au deschis, v-am spus mai devreme, sunt destule procese în acest moment pentru recuperarea acelor sume de bani. Eu nu pot să accept stilul ăsta și cât sunt aici, nu o să-l accept. Stilul acesta de a dezvolta anumite afaceri și foarte bine. Nu vreau să mă înțelegeți greșit că aș critica cumva acest lucru. Nu. Dar hai să fie pe baze corecte. Adică dacă faci afaceri în port și ai de plătit apă, curent sau redevențele la ce înseamnă terenul folosit, păi trebuie să le plătești. Că nu-s de la mama ta astea, de acasă. Și nu-s pe CF-ul tău. Ai un contract pe care trebuie să-l onorezi, trebuie să plătești acele chirii, acele redevențe. Nu se poate așa ceva. Și e ultima întrebare. Eu din acest punct de vedere, eu chiar îi mulțumesc fostului director, pentru că el e cel care a început, și vă rog să verificați, a început toate aceste procese, s-au recuperat mari sume de bani, să știți că unii când au văzut că, domnule, dacă nu ne-a cerut nimeni până acum, am de ce să plătim. Și sunt sume foarte mari, care au fost recuperate, dar nu toate. Ați spus că nu veți ajunge la ședința de guvern, nu? Bun. Veți ajunge la ședința de coaliție? Știți dumneavoastră că e ședință. Deci, vedea dacă e. Veți merge? Sunt membru al echipei, să zicem, Partidului Social Democrat, care face parte din această conducere a coaliției. Poți să vedem, o să mă anunțe primul ministru dacă avem această întâlnire sau nu. Dar în acest moment nu este confirmată o ședință a coaliției până la ora. Am înțeles. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, mai am eu o întrebare, pentru că l-ați amintit puțin mai devreme pe domnul fost ministru Bode. Ați promis al transporturilor și al comunicațiilor. Domnule ministru, ați promis în toamna anului trecut, chiar de două ori ați fost pe centura Zalău și ați promis o rezolvare și o clarificare dacă s-a luat o decizie în privința centurii mari a Galațiului, pentru că președintele Fotea a ieșit în presă și a spus că s-a rezolvat, merge mai departe. Din partea Ministerului, din partea CNAIR, nu a venit nicio informație. În perioada următoare o să merg împreună, încă o dată, împreună cu domnul director Pistol în zona Zalău, dar nu doar acolo vreau să mergem. În martie ar trebui să dăm în circulație cei aproape 20 de kilometri descărcarea de la Oradea spre A3 și cu acea ocazie o să mergem și o să vedem dacă ceea ce s-au angajat. Doar eu vreau la fața locului. La ultima vizită, când am fost la Zalău, au făcut. Dacă n-au făcut, atunci nu există decât varianta pe care am aplicat-o și la centura Timișoarei. Și știți foarte bine că nu stau să mai... Deja e prea mult. Și a doua întrebare era legată de Galați. A fost la noi și am o discuție împreună cu domnul Pistol, cu președintele Fotea. Nu vrem să reziliem, e corect ce a spus domnul președinte. Vrem să găsim soluția, avem alocare bugetară. E adevărat că suntem în situația în care constructorul ar vrea să găsească o soluție. Eu sper să găsim în săptămânile viitoare o soluție din acest punct de vedere și astfel încât centura mare să
demareze. S-au făcut câteva propuneri și au venit aici și ne-au făcut câteva propuneri și președintele și primarul Galațiului, domnul Bucheanu. Mulțumesc! Mulțumesc.